pomenit de multe ori la faptul că Dumnezeu a găsit cu cale să pornească viața în cadrul familiei. Și dacă mă întorc în Genesa, Dumnezeu a spus ce-a împreunat El, omul, să nu despartă. Dar este la fel de interesant că și viața se naște în același fel, împreunând două entități. Și nu-i vorba doar de aspectul mecanic pe care omul a încercat să-l facă în zilele noastre, ci este vorba de taina aceea vieții. Și tocmai pentru că noi nu ne putem atinge de ea, nu putem fabrica, nu putem produce, este atât de trist că ne-am permis să ne luăm libertatea, să o stingem, să o călcăm în picioare, să o aruncăm la gunoi. Și eu cred că marșul acesta despre care vorbim pentru proviață ar trebui să trezească în fiecare dintre noi dorința aceea de a veni și de a spune ce-a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă, ce-a făcut Dumnezeu, omul să nu strice. Cred că acesta trebuie să fie mesajul pe care oamenii ar trebui să-l audă în zilele noastre. Din păcate, odată cu înstrăinarea de Dumnezeu, ne-am permis să stricăm și lucrurile Lui, începând de la natură și terminând cu viața, care e cel mai scump lucru de pe planeta noastră. Mă bucur din toată inima pentru inițiativa care de acum se reia în fiecare an și eu cred că vocea aceasta ar trebui să audă din ce în ce mai serios în urbia noastră, în cetatea noastră și toți într-un fel ar trebui să respectăm viața și să pledăm cauza celor încă nenăscuți. La asta să ne ajute Dumnezeu. Pentru că există așa o astfel de inițiativă, cred că este important să nu stăm pe margine, ci să ne implicăm și vocea noastră să fie auzită, așa că vă încurajez pe toți să faceți pasul acesta, să vă luați timpul și să participați, să fiți o voce în cetatea noastră pro-life, pentru viață.